Vă salut, broșilor, și bine v-am găsit la un nou clip de pe Tiger Ghost. Eu sunt Taker, vă urez o vizionare cât mai bună. Bă, și în clipul de azi, ca de fiecare dată, v-aș ruga să nu uitați să apăsați acel mic buton de like. Să vedem cât s-au strâns de pe shop. Bă, s-au strâns doar 15.40. Am mai făcut eu câteva combinații, într-adevăr. Și văd că s-a dat un jad clar aici la 15.40. În partea de sus este partea de pișniță cu care mă ocup. Și hai să ne uităm puțin la partea de alchimie, să vedem cum stă situația. Hai să, o să încep prima oară cu diamantele, bineînțeles. 10 oni. Da, 10 oni. Aici văd că se încearcă oarecum, cred că încearcă unii, că mai, ăștia știu că face bișniță, ăsta cred că iar la fel, ăsta la fel și bazarul, cred că tot la fel, cred că se încearcă o creștere a pieței, deoarece treaba asta super simplu, adică diamantul clar e 22,45, o să-l iau eu pe ăsta. La 22,45 îl punem o dată aici la 23. La 22,45, la 23. Bun, s-a făcut profit în 50 kk. Next. Diamante perfecte 58. Nici nu cred că are sens să dai în el. Diamantul strălucitor 160 cu rezistență. Și excelent, 150-160, nici nu prea mai contează atât de mult asta. Rubine. 23 de ori. Mamă, am luat ieri unul la 24, mi se pare, sau 23 și ceva. Și l-am pus la 24,5. Bă, hai să facem același lucru și cu astea. Deci o să iau o dată, o să iau o dată aici. Dar ăsta îl fac mai mult pentru content și pentru risc. Bun, a ieșit clarul. S-au făcut, cred că undeva la 10 ori profit. Aici 55 de ori și 45. Asta l-am luat pentru a da în el, fraților. Pentru că era sub piață. În rest, ne primim pe piață aici la clare. Perfectul, dar nu cred că avem bani de el. 130, nu așa are sens. Hai să nu ne mai uităm la asta. Jadul, 7 ori. Jadul clar, 15.40. Deci am rămas primul pe piață. E bine lucrul ăsta. Perfectul 34,5. Strălucitor 88. Poate mai găsim vreun strălucitor fain. Asta e full 140. WV 107. Ok. 250 la full. Și excelentul plus 6, văd aici la 28 de oni. Bă, la jad nu prea avem ce să... ce combinație să facem. Chiar mă uit aici foarte atent și nu avem cum să o facem. O să continuăm cu safirul. 5.83 safirul, mamă, cât de ieftin a ajuns. Cred că l-am luat și eu pe ăsta iar la 5.50, parcă ceva de genul. Hai că am înțeles, l-am făcut, luat ieri să fac business și am ajuns pe pagina a 2. Nu mai contează, chiar nu mai contează asta. Să ne uităm la clar aici, 13 oni, după care 13 oni 30, 13 oni 50, safire mitice perfecte, 33 de oni, strălucitor 74, respectiv 75, și excelentul cred că era 100, nu, 120. Bun, la granat nu cred că ar sens să mă uit, dar mă uit numai de curiozitate. 13 oni aici, 5, mamă, ce discrepanță imensă. 30 de oni, uite-te câte multe sunt. Mici de astea perfecte, wow. 74. Deci cât e ăsta, mă? 30. Ăsta cât e? 6. Da, nu prea merită. Nu merită, mai bine le iei pe ăla direct. Și la Onyx 5 oni 70. După care clarul, 13 oni. Ăsta merge luat și făcut o bișniță pe el. 33 de oni. Strălucitor 79. 80. Da, cam atât. Cam atât și pe partea de bișniță la alchimie. Asta o să fie 13 oni 45. Și s-au mai făcut, bă, fraților, să mai fac bani cu bani. Știi ce zic? Într-adevăr, e doar 45 kk. Dar 45 kk de aici, 45 kk de dincolo, știi cum zic, se adună. Bun.
Până una alta. Bă, au mers ieri super bine Onyx-urile. Aș vrea să mă uit aici cum la legendare. 33 legendarele la Jad. Bă, ar fi interesant de luat câteva. Putem avea 3. Mamă, 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 ce-am fi avut aici. Asta ar fi interesant odată. Sunt curios de prețul la legendar și la Onyx. 20. Mamă, cât de ieftin e, nu vine să cred, fraților. Bă, o facem. Nu. Deci o facem acum, fraților. Luăm toate legendarele de la Onyx pentru că sunt foarte ieftine și ați văzut și voi ieri. Bă, am făcut un profit. Onyx-ul ne-a salvat. Am impresia că azi o să putem să facem profitul la forță și cu Onyx-ul din nou. Eu așa mă gândesc. O să iau toată piața, fraților, și o să revin după aia pentru că mulți dintre voi mi-ați mai scris acolo, bă, te cred. Și ceva, decât să tot cumperi tu... uite, i-am suficient. Decât să tot cumperi tu așa, mai bine le cumperi și pui o pauză. Și așa că revenim cu alchimistul. Fraților, s-au terminat toate onyxurile legendare de pe piață la preț decent. Deci, practic, putem spune că am golit oarecum piața. Și m-aș gândi să mai luăm și niște antice de încă, nici nu știu, 18 ori mi se pare cam mult. Dar cine știe. Bă, 70 ca cap chiar mi se pare un preț ok. Un preț ok pentru Onyx. Bă, frate, dar gândiți-vă, băi, că ce s-a întâmplat acum? What the fuck? Dar nu m-am uitat la nume. Să schimb niște oameni, că s-a anunțat profetul. Băi, da, s-a anunțat profetul, fraților. Băgați-vă tare pe treabă pentru că o să faceți o căruță de bani. Deci chiar o căruță de bani. Și mă gândesc, poate cine știe, eu nu prea am alchimie pe șamanul ăsta atât de faină. Dar ar fi destul de interesantă treaba pentru viitor, mă gândesc eu. Pentru că aș putea să cumpăr câteva profete și să le vând după aia. Într-adevăr, nici nu știu cât o să farmez. N-am zis să mint. Nu știu cât o să farmez. Dar cred că o să fie ceva foarte, foarte fain. Nu știu, o să încerc să fac cât mai mult content. Bun, băi. Cred că ar trebui să iau un inventar de ăsta. Nu știu de ce am impresia că o să trebuia să un inventar de ăsta de Onyx-e. Dar ar trebui să mai las de dat în alchimie, fraților. Știu că vă place vouă foarte, foarte mult și am văzut că și la clipurile cu alchimie de obicei se strâng peste 100 de like-uri și vă mulțumesc super mult pentru treaba asta. Dar asta e faptul mai mult pentru care mă împinge să continui cu alchimia. Pentru că vă place foarte, foarte mult acest tip de content. Într-adevăr, e un content de risc, e ceva fain și... Acum, na... Toată lumea preferă să se uite la un content de ăsta. Dar este și foarte, foarte costisitor, într-adevăr, cu bișnița pe care o fac, e șerfă show avansată, 15%. Cu bișnița pe care o fac, nu pot să-mi fac eu foarte, foarte multe, cât de cât norocos. Deci, probabil o să trebuiască un cont PVM în viitor. Și mă gândesc la un mental, nu știu. Mi-au zis băieții, ar merge un cont de mental și cine știe, poate să mă apuc să-mi fac unul. Până una alta, bă, deja 2 ori, n-ai cum așa ceva, verificăm baba. Am auzit că este clar văzătoare, noroc normal. Bă, asta nu-i norocul meu normal, am și vraja karma pe mine de ieri. În ce dai Onyx? Am și vraja karma. Haide bă. 2. 3. Minus. 0. Plus 1. Minus. Adică acum suntem pe minus 1 abia. Minus 2. Minus 3. Mamă, s-a terminat. De că e ok la preț să fie la noroc. Bă, Doamne ajută. Acum. E acum. Hai mă. Începem cu eșoare, 2 eșoare, bă, nu, deci, sincer să fiu, când îmi dă ate eșoare, mă duc direct pe aceeași șase, că nu se mai poate, frate, deci nu am chef de
eșuări de la legendar către mitic. Chiar vreau și eu niște mitice full. Deci chiar îmi doresc mai multe mitice full de data asta. Hai să vedem. Ia uite, 1, 2, 3, exact ce ziceam. Eșuat. 4, 5, eșuat. 6, 7, 3 la rând eșuări, 4 eșuări la rând. Și acum să meargă 4 la rând măcar, dar nici atâta. Bă, au mers destul de decent, dar acum, fraților, avem... Tu ai luat toate legendarele, da. Toate legendarele de pe piață. Hai să vedem. Full, bun. Asta vreau să văd. Corporal și critică, perfect. Corporal, corporal săgeți, dublu corporal săgeți, interesant. Corporal pătrundere. Bă, nu e rău. Unul full. Și cu ăsta nu avem ce să facem deloc. Așadar, o să continuăm aventura orientală. A, uite, 1, a mers. 2, au mers. Perfectul. N-a mers. A mai mers încă un clar și perfectul. Bă, nu vine să cred, n-a vrut. Dă-o, mă, mama ei. A mers perfectul într-o oarecare nașpeală rău de tot. Bă, cu toate astea nu cred că stă așa de mult pe minus pentru că am avut noroc cu ăla full. Deci nu cred că suntem atât de mult pe minus. Am putea să ne mai încercăm o dată. Poate să merg ca ieri. Doamne ajută, dar nu a fost chiar așa. A fost, dar bine, n-a fost nici acum atât de gherlă. Dar aș putea să mai iau un mitic de ăsta perfect, mă, uite, 33 de oni, îl luăm pe ăsta, ne ducem aici la alchimist, dăm la grad de claritate, bam, 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 critică corporal săgeți. Bă, măcar l-am făcut, știi ce zic? Deci l-am făcut și cred că aveam undeva la 160 de oni, cum am apucat să dau un ele. O să mă uit acum la onyxul ăsta cât e pe piață, mitic, 79 de oni. Bă, că eu sunt bun, fraților, cu voi, știți și voi. 74 de ani, îl lăsăm. Ăsta full. Unde aici? 20 de ani. Super ok. Și ăsta cu corporal și critică la 8 ani. Voia cineva să cumpere unul asemănător ieri, numai că mai avea și reflectă și 8 ani. Mi se pare oarecum un preț fair din toate punctele de vedere. Deci, pot să zic că am ieșit destul de ok, pentru că eu nu țin minte să fi avut 190 de oni când m-am apucat să dau în ele. Nu cred că am avut 190 de oni, pentru că ăsta ar fi 74 cu 20, ar veni 94 și cu 8, cât ar veni? 102. Și mai avem și un legendar aici, pe care pot să-l las la 2,50. Cine știe, poate se dă, pentru că am crescut toată piața. Adică asta se întâmplă, fraților, ăsta este fenomenul. Și am mai văzut aici ceva interesant, pradă, rege de aur, 27 KK bucata, 100 la 26, 200, fraților, la 45 de ani. Bă, hai să mai încercăm o dată și nesimțitul ăsta de... Nesimțită asta de pradă, de fapt. Sunt foarte curios să vedem dacă din 45 de ani reușim să facem un profit. Îmi plac cuferele astea pradă. Sincer, prima oară am crezut că au drop nașpa, dar acum mi-am schimbat părerea. Și asta m-a făcut să mai deschid mai multe cuferele astea, pentru că o pică alchimie din care poți să faci un ban cinstit, foarte ok. Și ai mai multe șanse. Adică, bine, mă rog, sunt și foarte multe dropuri de rahat, dar nu intrăm în detalii de astea. Hai să continuăm. Hai să-i dau una de asta cu skill-ul ăsta care e cel mai top. Și ne apucăm de deschis, fraților. Din prima luăm două mistice, o magică. Bă, deci nu mai am o magică, magicile o să le pun în patru ani. Și am luat una până în momentul de față.
Next, cufăr, carte, însoțitor, fasole verde, de aici nu am luat mai nimic. Dioxid de titan, odată. Piatra lunii, bă, fiți atenți, deci fac în felul următor. Dioxidul de titan și piatra lunii în total sunt vreo 5 oni. Plus magica, 4 oni. Cam atât momentan. Deci, next. Piatra fierarului o mai pun și pe ea încă un on. Încă o magică, încă 4 oni. Medalia eroilor de care nu am nevoie. Cor mistic, vedem după aia. Piatra lunii, încă aproape 4 oni. O medalie a eroilor. Încă o piatra fierarului, încă un on. Încă un dioxid de titan, încă un on și ceva. Dar, na. Deci suntem la 20 de om până acum, fraților. Și nu avem... A, uite, încă o piatra fierarului. Încă un on. Cor prețios, încă un cufăr carte în susură, dar pe care nu-i contorizez deloc. Cufăr dragon, cor mistic. Încă un cufăr dragon, deci alchimia, fraților, nu o pun deloc, 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 deloc momentan. Medalia eroilor. Încă o medalie. Câte, mă? Două pietre lunii aproape una după cealaltă, adică aproximativ 8 oni. Încă o piatra fierarului. Încă un on și am ajuns la 30 de ori momentan. Încă un dioxid, aproape 2 on, dar o să pun unul data asta că... Încă unul, păi de viața mea, forță. Încă o magică, încă 4 oni. Încă un dioxid, băi băiatule, ce se întâmplă cu dropul ăsta? Încă unul, mamă, lasă-mă frate că e forță. Încă un cufăr dragon, cor mistic. Leu luptător, nu mai avem spațiu din păcate în momentul de față. Wow! 3 cufere dragon momentan. Băi, super drop! Chiar super drop. Nu am ce zice, fraților. Mi se pare genial. Uite, Enel XP. Cufere lumina lunii, nu mai am nevoie. Spiral de timp. Iarăși, n-am nevoie. Foarte mult space de ăștia... De care n-am nevoie. Ouăle astea poate o să le mai pun eu pe piață, razador. Cred că sunt 25 ca bucata, nu știu. Sau poate o să le deschid ca să vedem și noi, poate mai luăm un tip 6. Dar nu, nici nu cred că am luat, nu cred că am luat un tip 6. Dar cine știe. Ok. Tigru furtunii. Fraților, suntem la 40 de ani, până în momentul de față nu am deschis corurile, nu am calculat multe lucruri. Hai să vedem, mai luăm o magică? Încă o magică? Bun. Bă, suntem la 44 de ani. Încă o magică. Deci, fraților, 48 de ani, doar fără să calculez nimic. Din astea nu avem cum să luăm vânător, eu așa zic, dar hai să vedem. Deci deschid toate cuferele astea și avem așa, card distanță, spiritism, antimagie. Drop Young, Berserker, Drop Young și Drop Young. Haide, bă! Greu, bă, aici. Greu, greu, greu. Da, ce să faci? Bun, hai să ne uităm la astea. Poate luăm niște legendare. O să deschid acum toate corurile astea mistice și avem un fel următor. Diamant, n-avem niciun legendar. Rubin, legendar, care este 11 oni. Jad, legendar, aproximativ 3 oni și ceva. Am luat și un dăsta antic, să zicem, aproximativ un an. Ăsta încă un dăsta antic. Și încă două diamante antice. Bă, bombă rău de tot, fraților. 66 de oni. Deci am rupt normele. Nu, n-ai ce zice. Și de aici ce mai luăm este antice? Nu am mai luat nimic. Wow. Bă, incredibil. Ce drop. Fascinant. Fabulos chiar. Nu știu, hai să deschidem și razodoarele astea mici. Poate luăm unul cu 3 skill-uri, v-am zis, tip 6 ar fi divin. Să știți că vorbesc puțin pe nas, fraților, că sunt puțin răcit. Deci, asta e problema, mamă, asta cu 10 zile ar fi bombă. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Cred că 10 sunt. Ia să vedem. 1,5 PV, 5 tip 2. Asta are... Nici nu mă uit la... Hai mă, cum mă uit la astea. Tip 1. Tip 2. Tip 4. Păcat. Ăsta-s curios. Tip 2. Hai bă. Tip 1. Ia uite, 8 zile. Tip 3. Ia mă, și mai deschide tu razadoare. Mai deschide razadoare. Te cred că... Pagubă ca asta... Tip 4. Da, mă, nu, n-ai nicio șansă la razadoare. Efectiv. Bun, băieți, bă, cam atât cu clipul de azi. Eu am fost Taker și până data viitoare noi să ne auzim cu bine. V-am pupat. Ciao.